Pe strada Kotovski este amplasată o căsuță modestă îngrijită cu gard roșu. La prima vedere pare ca toate celelalte, însă o deosebește curtea și teritoriul adiacent amenajate și bine îngrijite, cât și inscripția Casă Model 2014. Anul curent la concurs anume această casă drăguță s-a plasat pe primul loc. Proprietarii ei spun că titlul oferit îi obligă la multe. Comisia a decis că această casă este cea mai frumoasă. Desigur, noi ne-am străduit și am depus toate eforturile pentru aceasta. Ne-a ajutat mult și feciorul. Avem grijă să cosim la timp iarba să fie curată atât în curtea casei cât și în drum. De asemenea, printre câștigători se numără casa situată pe strada de Povskaya 37/3, care aparține lui Vyacheslav Ceban, și cea situată pe strada Konnaya 3, al cărei proprietar este Constantin Mitioglo. Potrivit viceprimarului, la selectarea câștigătorilor s-a ținut cont de anumite criterii. Un criteriu important a fost ca toate casele să fie amplasate în diferite părți ale orașului, pentru ca numărul participanților să fie mai mare. Un alt criteriu a fost ca persoanele să fie cu venituri modeste. În privința caselor, nu este neapărat ca ele să fie cu două sau cu trei etaje. Pentru noi a fost important ca ele să fie bine îngrijite, modeste și bine amenajate, și obligatoriu ca teritoriul adiacent să fie și el îngrijit. În orașul basarabeasc au fost acordate 10 titluri de casă etalon. Acum locuințele sunt marcate cu o tăbliță corespunzătoare. Proprietarilor li s-au înmânat diplome, iar primii 3 câștigători au beneficiat și de un premiu bănesc oferit de primăria orașului.